Guten Abend, herzlich willkommen hier in Neustadt, in unserer evangelischen Kirchenburg, zu diesem wunderbaren Ereignis. Ich bin sehr erstaunt, wie zahlreich die Gäste angereist sind. Ich heiße Sie also herzlich willkommen hier zwischen den Mauern in der noch kühlen Neustädter Kirche. 125 Jahre Musiktradition Einschenk werden heute gefeiert. Ein ganz besonderer Anlass, den wir mit den heutigen Künstlern krönen wollen. Und wir sind schon ganz gespannt auf das Konzert. Ich möchte Sie aber nicht nur zum Konzert herzlich einladen, sondern auch anschließend wird es noch die Möglichkeit, eine Erfrischung im Kirchenburghof zu bekommen und natürlich ein Stück Burzenländer Baumstritze, solange der Vorrat reicht. Doresc să vă spun un bun venit în această seară aici în Biserica Fortificată din Cristian, în numele Comunității Evanghelice din Cristian. Suntem foarte plăcuți surprinși în ce număr mare ați sosit aici la acest eveniment deosebit, și anume 125 de ani de tradiție muzicală familie Einschenk, un jubileu care va fi încoronat și de acești artiști care cu concertul lor din această seară. Să vă doresc și, bineînțeles, o audiție plăcută. Iar la finalul acestui eveniment o să facem o mică primire în curtea bisericii cu un baumștrițel săsesc de aici, din Țara Bârsei, un cârtuș culaj și un pic de răcoritoare. Așadar, îți spun o seară bună, un bun venit și mulțumim, bineînțeles, artiștilor. Thank you.
Sehr geehrte Anwesende, wenn man sich umdreht, merkt man, dass wir viele sind an den blauen Masken. Wir haben uns erwärmt mit einem Stück aus Italien. Es geht auch weiter mit italienischen Stücken. Es geht heute sehr viel um Tradition und um Vermittlung. Und Italiener waren Meister der Vermittlung. Sie haben vermittelt nach Nord- und Mittel-, nach Westeuropa. Und so ähnlich wird es auch heute gehen. Es wird über die Generationen vermittelt. Es wird über Instrumente vermittelt, über Räume und natürlich über Personen. Gleich zu Beginn, ein junger Teilnehmer oder die Teilnehmerin, die Sigrid, wird zusammen mit ihrer Lehrerin ein Doppelkonzert von Vivaldi für zwei Flöten, den ersten Satz spielen. Es war eine große Freude zu sehen, wie ein junger Musiker schnell ins Orchester hineinwächst und wie gut die Musik dann zusammenklingt. Onorat public, ne-am încălzit cu o piesă din Italia, mai ales vera 1 și vera 2, cu mișcări rapide, care denotă un pic și caracterul latin. Italia a fost foarte iscusită și bună în a preda mai departe diferite tradiții. Și dacă astăzi vom vorbi și vom auzi despre tradiții, acest program construit în jurul ideii de Italia ne vine mănușă. Mă bucur să pot prezenta împreună cu colegii din Filarmonica Brașov, reuniți sub numele Capella Coronensis, un concert în care invităm tineri muzicieni, care sunt cei care poartă mai departe aceste conținuturi despre care vorbim la tradiție. Și primul moment muzical cu un tânăr sau cu o tânără este prima parte din concertul de Vivaldi pentru doi flauți, pe care Sigrid îl prezintă cu profesoara ei, Isabela Brașovean, și ne-am bucurat în orchestră să vedem cât de repede un, să spunem, tânăr reușește să găsească calea și comunicarea cu profesioniști. În acest concert vom vorbi în mai multe puncte despre această tradiție, în formă de persoane, sub formă de instrumente sau sub formă de obiceiuri. Thank you.
În anul 1875 a fost terminată calea ferată către Brașov. Tot Brașovul s-a îndreptat spre gară. Aceasta era la mare distanță de oraș. Am plecat și eu cu tatăl meu pentru a vedea minunea. Nu mai rețin mare lucru. Erau foarte mulți oameni. La un moment dat a apărut ceva mare și negru. Erau flori multe și drapeluri, dar și un fum îngrozitor, după care a urmat un șuierat îndelung, zgomotos, încât oamenii și-au astupat urechile. După multe țipete, cineva a rostit o cuvântare. Pentru cine? Nu știam. Din nou strigăte, aclamații, hurra, vivat! După care tata și cu mine, precum multă lume, s-a îndreptat către casă. Toată lumea bombănea și înjura, dar eu nu pricepeam de ce. Deci, Kalenceng, copilul. Al doilea fragment este o amintire a unei nepoate a lui Kalenceng, în care ea își amintește despre bunicul ei, deci Kalenceng bătrânul. Într-o duminică de vară, bunicul s-a întrunit cu fărtații săi de pupice în Valea Răcădoului, la iepuri. A luat cu el toată copilărimea curții, iar pentru ca toți să fie gata din timp, de dimineață, bunicul a aruncat o talangă elvețeană pe scara din fața camerei sale. Aceasta era semnalul familiei. Acesta era semnalul familiei. Deșteptarea, micul dejun și înainte marș. Nimeni nu s-a opus. Astfel am pornit la drum prin curmătura. Curmătura este strada care astăzi poartă numele Dobrogeanu-Gheriu. Deci am pornit la drum prin curmătura spre iepuri. Cărarea era destul de largă pentru două persoane. Îngrădită printr-un gârduleț în dreapta și în stânga ei. La iepure au așteptat deja nepoții celorlalți copicari, iar noi, copii, am avut la dispoziție timp de două ore o livadă minunată cu un mic părăiaș pentru joacă. Nu ne-a supravegheat nimeni, iar pentru noi, copii obișnuiți cu străzi pavate, a fost o desfătare. La prânz trebuia să ne întoarcem acasă. Acolo ne aștepta masa pregătită de cei care rămase acasă. Bunica Margareta, mătușa Ela și mătușa Hilde. Odată, pe cărarea îngustă, s-a întâmplat ceva deosebit. În drum spre casă ne-am întâlnit cu un țăran cu două vaci. În viața mea încă nu văzusem o vacă din apropiere. Nu exista posibilitatea de a fugi. Ambele margini ale drumului erau prea abrupte și presărate cu tufișuri. În fața noastră, vacile, în spatele nostru, bunicul și popicarii săi. De acolo se auzea indicația liniștitoare. Alineați-vă în partea către deal și păstrați calmul. Așa am făcut-o. Dar eu, de frică, am închis ochii
Am auzit doar vocea bunicului, păstrați calmul, și tropăitul vacilor care treceau agale direct pe lângă noi. După ce am deschis ochii, n-am mai văzut decât coada vacilor și am răsuflat ușurată. Pentru noi, copii, aceasta era o aventură, iar acasă am pomenit-o îndelung. Thank you.
Thank you.
Ucenicia lui Karl Einschenk a durat vreo 10 ani. Tânăra calfă din Brașov a pornit prima dată spre Budapesta, spre Viena, în Bavaria și în cele din urmă în Elveția. În acești 10 ani, Karl Einschenk nu s-a întors acasă. La bătrânețe a scris Amintiri, o autobiografie din care îmi permit să vă citesc o poezie. Fiind o poezie, nu se poate traduce și îmi cer scuze. Este vorba despre un eveniment cultural la care Einschenk a fost parte. În orășelul Oberammergau din Bavaria, odată la 10 ani, se întâmplă un eveniment cultural absolut deosebit și anume se joacă de către comunitatea orășenească Patimile lui Hristos, în amintirea unei epidemii de ciumă de care au fost salvați cei din Oberammergau. Au jurat atunci că dacă scapă, odată la 10 ani, ei vor face acest teatru popular. Odată la 10 ani, deci, se joacă Patimile la Oberammergau între mai și octombrie. Einschenk a avut norocul să fie în apropiere și a scris următoarea poezie. Gedicht auf das Oberammergauer Passionsspiel. Fürs Passionsspiel, voll Passion, bis nach Murnau Endstation. Eisenbahnbillett genommen, halb gerädert angekommen. Post besetzt, kein Platz mehr kriegbar. Anderes Fuhrwerk nicht verfügbar. Leiterwagen nehmen müssen, ohne Federn, ohne Kissen, stundenlang umhergerüttelt, durchgewalkt und durchgeschüttelt. Körperflecke braun und blau. Endlich Oberammergau. Schachmatt durch die Ortschaft trollen. Gasthaus suchen, Zimmer wollen. Durch die Rechnung großen Strich. Zimmer frei, höchst lächerlich. Alles längst vermietet, denn Vorbestellung Englishman. Schließlich Kuhstall aufgetrieben, dort auf Stroh die Nacht verblieben. Morgens Rechnung überdies mit Bougie und mit Service. Nachtruh schwach, Bezahlung stark. 20 Mäuse, 30 Mark. Umgekleidet ohne Pause, hingeeilt zum Festspielhause. Gutes Spiel und böse Miene, zwischen meinem Platz und Bühne, Luftdistanz ein Hektometer oder etwas mehr, peut-être. Aus der Nähe gewiss sehr schön, nichts gehört und nichts gesehen. 5,5 Stunden ausgehalten, plötzlich Krach und Wolkenspalte, Donnerwetter, Regenguss, Überschwemmung, Festspiel Schluss. Schleunigst fliehen, Obdach suchen, rennen, weinen, bitten, fluchen. Schnell entschlossen weggerannt, Rücken Oberammergau gewandt. Murnauwärts bei Regenströmen, ohne weiteres Fußweg nehmen. Endlich Bahnhof, schön heraus, Tutzing, München, Krankenhaus. Graue Schwestern, gute Pflege, Gottlob auf dem Besserungswege. Also selber unbestritten, hier Passionsgeschichte erlitten.
mai mic instrument al firmei Einchenk este această orgă mică și portabilă și spre fericirea și norocul nostru, astăzi constructorul acestui instrument, Carl Einchenk Junior, este printre noi. Danke, Carl, für dieses Instrument. Îmi permit foarte scurt să vă cânt câteva sunete pe acest instrument drăguț și vă mai spun că aceste amintiri ale lui Carl Einchenk Senior sunt într-o carte recent apărută, astăzi fiind o sărbătoare foarte frumoasă, cartea se poate primi gratuit. Sunt câteva exemplare aici lângă orga mică, vă rog să vă serviți și dacă aveți plăcere, faceți o mică donație pentru Forum Arte, pentru stațiunea concertelor estivale din Țara Bursei. Înainte de punctul culminant al serii, cu servirea pamuștrițelului. Și profit de ocazie să spun mulțumiri, fiindcă este cazul, în stânga și în dreapta. În primul rând, comunității evanghelice din Cristian, care ne primește an de an cu brațele deschise și ne bucură foarte mult când suntem așa de primiți, în astfel de condiții. Apoi, celor care au pregătit programul, de la concept până la completare, până la includerea acestui frumos moment aniversar în cadrul festivalului. Apoi, faptului că suntem împreună, că putem fi împreună altcumva decât anul trecut, când nu s-a putut acest lucru, și că putem să profităm, să ascultăm pe viu unele dintre concertele acestui an, alături de oameni care s-au implicat și se implică mai departe în această zonă. Mă bucur să-i văd alături de noi, pe mulți dintre cei care se ocupă și de orgi în continuare. Pornesc de la familia Einchenk, cu Arnulf, care ajută și a ajutat cât a putut când era nevoie. Sus, la balcon, sunt Ferdinand Stemmer și Barbara Dudley, care sunt, într-un fel, cei care în zona muzicii de orgă sunt pe plan, să spunem, spiritual, continuatorii. Sunt cei care se ocupă de peste 20 și ceva de ani ca aceste instrumente să răsune bine și au dat și ei mai departe ștafeta. Deja există următoarea generație care a preluat aceste instrumente. Apoi vreau să-i fac un mic compliment acestei distinse doamne. 22 de ani am plinit, a adus în Țara Bârsei seria de muzică, diletă muzicale, care s-a transformat în muzica Barcensis. Acest mic instrument a fost cel care a generat ideea de a propune concerte în zona Brașovului și mă bucur de fiecare dată când am ocazia să cânt împreună cu el, alături de el și împreună, bineînțeles, cu oamenii, că acest lucru este cel mai important. Apoi să mulțumesc tuturor celor care sunt din rândul fundației, care se implică și sunt de obicei ascunși. Eu am meritul necorect să fiu de multe ori în față, dar ei sunt la fel de importanți.
voluntarilor care ne ajută la aceste concerte. Bineînțeles că trebuie să spun și mulțumiri autorităților, respectiv Consiliului Județean, care finanțează această serie și care permite să putem să ne dezvoltăm. Este clar un crescendo în materie de concerte în zona noastră de când există aceste programe culturale și trebuie să susținem mai departe acest lucru. Acum vă invităm într-o piațetă italiană, ca să închidem tot în Italia acest lucru. Doi dintre invitații noștri, Olivia și cu Claudiu, sunt în, probabil unul din ultimele lor concerte în doi, fiindcă așteaptă un bebeluș. Și ne bucură că copilașul deja este infiltrat între noi și că ascultă muzică, multă muzică bună. Ei ne vor invita într-o piațetă italiană în care rând pe rând se mai adaugă alți muzicieni care au impresia că este frumoasă muzica. Deci ultima piesă, Antonio Vivaldi, un concerto în crescendo.
Thank you.
doresc, vreau să vă mulțumesc de la toată orchestră de activitate, de ajutor, de tonurile astea frumoase, care probabil nu o să uit niciodată ce s-a întâmplat astăzi. Că timpul care a trecut de când a venit bunicul până când am din 54 sunt și eu în acest atelier și nu a fost totul ușor să supraviețuiești ca meseriaș și dar mă mulțumesc tuturor că datoria clienților și prietenilor suntem astăzi aici. Dacă cineva are interes să vadă atelierul, puteți să-l vizitați, în general, între ora 11 și 15, suntem acolo. Atelierul e practic și un muzeu care se ocupă a unei meserii. În orice caz, vă mulțumesc tuturor care ne-a ajutat să fim aici și să fim o seară așa frumoasă și drăguță.